Flăcări până la cer noaptea trecută în localitatea Tașca. O fabrică de prelucrare a lemnului a ars ca o torță. Se vedea flacăra, era lumină tot. Tot cartierul, toată Tașca era lumină. Partea grozavă. Incendiul a fost anunțat aproape de miezul nopții de paznicul societății. Când primul echipaj de pompieri a ajuns la fața locului, întreaga hală de peste 500 de metri pătrați era cuprinsă de flăcări. Câțiva localnici treziți de lumina puternică priveau neputincioși de pe margine. Noi am văzut de la blocuri când ardea. Și am venit aici și s-a întrerupt energia electrică, se poate strânge cu apa aici și am venit și noi. Dar imediat o lua foc, o arsă. Munceați cumva aici la... Nu. Eu sunt pensionar, n-am treabă, dar păcat că lucrau câțiva oameni și câștigau un bucat de pâine. N-aveți idei de la ce ar putea să pornească? Nu, dar sunt suspiciuni că aici au mai ars o dată. Era altcineva patron. Și realitatea să se piardă urma actelor. Adică... Așa cred. Da. Și cineva a umblat prin sat să spui că a ardit, nu acum. Rândul trecut acum câțiva ani de zile. Arde, o lua foc la Chișpeși, așa era o poreclă, și încolo focul nu era. Au venit oamenii să strângă focul și când au ajuns în centru, nu era foc. Intervenția pompierilor militari a durat mai bine de 3 ore. Din păcate, nu au mai putut salva nimic. Detașamentul de pompieri Piatra Neamț a fost solicitat pentru a interveni la stingerea unui incendiu produs în satul Tașca, comuna Tașca, la ora 23:20. La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale cu apă și spumă, cu 3 ofițeri și 15 subofițeri. În momentul de față acționăm pentru lichidarea consecințelor evenimentului. Aveți vreo bănuială care ar fi cauza? Deocamdată nu. O să cercetăm și o să stabilim cauza de incendiu după ce înlăturăm efecte negative ale evenimentului. Se pare că societatea care trecea prin probleme financiare nu era asigurată. Suntem dezolați. Era locul unde câțiva oameni își câștigau pâine. Era una din investițiile private din comună. Lucra la prelucrarea lemnului, materia primă de aici. Suntem dezolați să întâmplă treaba asta. Mulți oameni câți lucrau aici? Tot lucra vreo 15 oameni. Și era bine pentru ei, că era aici acasă și era super. Tot ars în totalitate, era Da. Da, totul era din lemn. Totul, lemn uscat, lacuri, vopsele. Normal, asta este. Era Dumnezeu. Știți dacă era asigurată? Sigur nu era, pentru că trecea prin probleme financiare destul de grele. Sigur nu era asigurată. Și o posibilitate care ar fi cauza? Nu, putem să ne dăm seama. Dar nu crezi că ați vorbit cu vreun pas? Dar nu poate să știi, a văzut și el foc și atât tot, nu putem ști nimic. Polițiștii și pompierii militari încearcă acum să stabilească valoarea pagubelor, dar și cauza incendiului.